Un val de procese în acest an. Scandalul pleacă de la decizia de a elimina plata orelor suplimentare pentru bugetari. Este o măsură neconstituțională, susțin avocații, care spun că statul român ar putea plăti daune uriașe. Putem să vorbim în primul rând despre un iz de neconstituționalitate pe ordonanța de urgență. De asemenea, putem să discutăm de o lipsă de predictibilitate. Luăm aceste măsuri în urma unei analize riguroase și comparând situația din România cu cea a altor state europene. Nici vorbă de așa ceva, susțin cei care au analizat prevederile ultimei ordonanțe de urgență. Orele suplimentare nu se mai plătesc, ci se compensează cu zile libere. Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special primesc totuși bani, iar asta e o discriminare, spun avocații. Modificările fiscale decise aici, la Palatul Victoria, produc nemulțumiri în rândul bugetarilor. Sindicaliștii anunță deja posibile proteste pentru prima parte din 2019. Sindicatele din sănătate și educație discută deja despre proteste. Înghețarea indemnizațiilor și a sporurilor este o altă decizie controversată. Însă banii pentru orele suplimentare reprezintă problema principală care poate duce la o serie de procese colective. Se face cererea pentru plata orelor suplimentare. Sigur că angajatorul o să spună, ne pare rău, dar avem această ordonanță de urgență care nu ne permite să vă plătim orele suplimentare. Angajatul cheamă în judecată instituția și sigur că invocă excepția de neconstituționalitate. Legea salarizării prevede că orele suplimentare trebuie plătite. Guvernul a decis compensarea cu zile libere printr-o ordonanță de urgență încă din 2017. Acum, măsura luată la ultima ședință prevede extinderea acestui termen. Nu o să țină niciodată urgența dată pe atâția ani de zile. Această lipsă de predictibilitate, în primul rând pe partea economică, pe partea de salarii în sistemul bugetar, o să creeze nemulțumiri. Din datele sindicaliștilor, statul datorează numai angajaților de la fisc 170 de milioane de lei pentru orele suplimentare.